Peste 2100 de absolvenții de la clasa a 12-a care nu au reușit să promoveze examenul de bacalaureat în sesiunea din vară mai au o șansă la toamnă. Aceștia s-au înscris pentru cea de-a doua sesiune și cei care doresc să se pregătească pentru examen au făcut cereri și peste câteva zile încep să facă pregătirile la școală la materiile la care nu au reușit să promoveze. Avem înscris un număr de 2181 de candidați. 4 licee din județ ne-au trimis programul de pregătire pe perioada până la începerea probelor scrise. Este vorba de grupul școlar din Tismana, cel din Peștișani, de Colegiul Tehnic numărul 2 Târgu Jiu. Elevii care au rămas corigenți se pot înscrie pentru sesiunea din toamnă a examenului de bacalaureat în luna august. Asta în cazul în care vor reuși să-și rezolve situația școlară. Va mai fi o perioadă când aplicația va fi deschisă după examenul de corigențe, perioada în care se vor înscrie cei care sunt corigenți. Avem un număr de 415 elevi care în momentul de față sunt corigenți. Cei care vor promova în luna august, înainte de începerea competențelor de comunicare în limba română, în limba străină sau comenzilor digitale, va fi deschisă aplicația și se vor înscrie. Conducerea Inspectoratului Școlar a propus ca toți elevii care vor să se pregătească pentru bacul din toamnă să facă pregătiri la Liceul Tehnic numărul 2, însă profesorii vor să facă cu elevilor în fiecare unitate de învățământ. Există șanse să le fie plătite profesorilor aceste ore de pregătire.